Salut și bine ai venit la această ediție specială a lecției civice. Astăzi ne vom arunca în miezul democrației participative și vom discuta despre ceva care poate suna complicat, dar este esențial pentru fiecare cetățean și anume transparența decizională, care este precum imaginea din spatele meu, un teren arid precum cel de pe lună. Vom afla cum te asiguri că deciziile importante nu se iau într-o cameră închisă, departe de ochii și urechile tale. Dacă te întrebi vreodată cum poți influența deciziile publice sau de ce ar trebui să fii interesat de legile care se adoptă, ei bine, ai venit la locul potrivit. Nu doar că îți explicăm cum funcționează legea, dar îți arătăm și cum să îți faci vocea auzită și cum să procedezi când nu este recepționată de autorități. Hai să pornim! Două secunde să-mi fac un selfie. Ce este legea transparenței decizionale? Imaginați-vă că autoritățile locale fac un plan secret pentru a transforma parcul vostru preferat într-un loc de depozitare a gunoaielor. Șocant? Nu. Ei bine, legea 52 pe 2003 există tocmai pentru a preveni astfel de surprize neplăcute. Această lege obligă instituțiile publice să fie transparente și să te informeze înainte să ia decizii care te pot afecta. Drepturile cetățenilor și asociațiilor legal constituite conform legii transparenței decizionale. În primul rând, accesul la informații privind proiectele de acte normative. Cetățenii și organizațiile legal constituite au dreptul să fie informați despre proiectele de acte normative aflate în curs de elaborare, cu cel puțin 30 de zile înainte de adoptare. Această prevedere asigură transparența în procesul decizional al autorităților. Ce înseamnă asta pentru tine? Ai suficient timp să îți exprimi opinia, să propui modificări și să te asiguri că nu se iau decizii fără să fii informat. Dreptul de a trimite propuneri și sugestii. Orice persoană sau asociație legal constituită are dreptul să trimită sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectele de acte normative. Autoritățile sunt obligate să primească și să analizeze aceste propuneri într-un termen de cel puțin 10 zile calendaristice. Solicitarea de dezbateri publice. Asociațiile legal constituite au dreptul de a solicita organizarea unei dezbateri publice pe marginea unui proiect de act normativ. La primirea unei astfel de cereri, autoritatea publică este obligată să organizeze dezbaterea în termen de 10 zile. Aceasta oferă organizațiilor și cetățenilor posibilitatea de a participa activ la procesul de elaborare a actelor normative. Accesul la răspunsuri publice. Cetățenii și asociațiile care trimit propuneri și sugestii au dreptul să primească răspunsuri publice din partea autorităților. Aceste răspunsuri trebuie să conțină explicații clare privind acceptarea sau respingerea propunerilor. Dreptul de a accesa informațiile publicate automat. Cetățenii și asociațiile legal constituite au dreptul să acceseze o serie de informații pe care autoritățile sunt obligate să le publice din proprie inițiativă, inclusiv actele normative care le reglementează activitatea, bugetele și execuțiile bugetare, strategiile și modalitățile de contestare a deciziilor. Depunerea reclamațiilor administrative. În cazul în care autoritățile nu respectă prevederile legii 52, 2003. Cetățenii și asociațiile legal constituite au dreptul să depună reclamații administrative pentru a solicita respectarea transparenței decizionale. Acțiunea în instanță. Dacă reclamațiile administrative nu sunt soluționate în mod satisfăcător, cetățenii și organizațiile au dreptul de a acționa autoritățile în instanța de contencios administrativ, cerând ca acestea să respecte legea și să adopte o atitudine transparentă și responsabilă. Legea 52-2003 conferă cetățenilor și asociațiilor legal constituite dreptul de a fi informați, de a se exprima și de a participa activ la procesul decizional. Aceste drepturi sunt esențiale pentru a asigura un mediu democratic, în care deciziile publice sunt luate în mod transparent și în interesul comunității. E timpul să vă fac și vouă o poză. Zâmbiți, vă rog! Obligațiile autorităților publice în baza legii transparenței decizionale. Publicarea proiectelor de acte normative Autoritățile publice sunt obligate să publice proiectele de acte normative cu cel puțin 30 de zile înainte de adoptare. Acesta trebuie să fie accesibile publicului, fie pe site-ul oficial al instituției, fie într-un loc accesibil la sediul acesteia. Informarea și consultarea publicului. Autoritățile trebuie să informeze cetățenii despre intenția de a elabora acte normative și să solicite opinia publicului. Acest lucru implică deschiderea unui proces de consultare publică, oferind cetățenilor posibilitatea de a trimite sugestii și propuneri. Organizarea dezbaterilor publice, la cererea unei organizații legal constituite sau a unei alte autorități publice, Instituția este obligată să organizeze dezbateri publice pe marginea proiectelor de acte normative. Acest lucru trebuie făcut în termen de maxim 10 zile de la primirea cererii. Stabilirea unui termen de minimum 10 zile pentru propuneri. Instituțiile trebuie să stabilească un termen de cel puțin 10 zile calendaristice pentru ca cetățenii să poată trimite propuneri sau sugestii înscris cu privire la proiectele de acte normative. Documentarea propunerilor cetățenilor. Toate propunerile și sugestiile primite trebuie să fie înregistrate într-un registru public și analizate de către autorități. Răspunsuri publice. Autoritățile au obligația de a răspunde public la propunerile și sugestiile cetățenilor, oferind explicații clare pentru acceptarea sau respingerea acestora. Publicarea automată a anumitor informații. Autoritățile trebuie să facă publice anumite informații din proprie inițiativă, inclusiv. Actele normative care le reglementează activitatea, organigrama și numele persoanelor din conducere, programul de funcționare și modalitățile de contact, bugetele și execuțiile bugetare, strategiile și programele instituției, lista documentelor de interes public, modalitățile de contestare a deciziilor, desemnarea unei persoane responsabile. Fiecare autoritate publică trebuie să desemneze o persoană responsabilă cu gestionarea relației cu societatea civilă care să gestioneze toate propunerile, sugestiile și opiniile primite de la cetățeni. Autoritățile publice au obligația de a asigura transparența și implicarea cetățenilor în procesul decizional, oferind l acces la informații și posibilitatea de a participa activ la adoptarea deciziilor care îi afectează. Sper că până aici informațiile au fost clare pentru voi. Mai avem un pic până la finalul lecției de astăzi despre transparența decizională. Puțin tică răbdare! Ce poate face cetățeanul nemulțumit de nerespectarea prevederilor legii 2 pe 2003? Analiza legală. În contextul nerespectării legii 52 pe 2003 privind transparența decizională, există mai multe instrumente legale pe care un cetățean le poate utiliza pentru a contesta acțiunile sau inacțiunile unei autorități publice, prin coroborarea cu legea 544 pe 2004 cu privire la contenciosul administrativ și codul penal, se pot stabili clar ce pași poate urma un cetățean și dacă această nerespectare poate constitui abuz în serviciu. Reclamația administrative Conform legii 52 pe 2003, dacă un cetățean constată că o autoritate publică nu respectă prevederile legii privind transparența decizională, de exemplu, nu organizează dezbateri publice sau nu publică în mod transparent proiectele de acte normative. Pasul 1. Cetățeanul poate depune o reclamație administrativă către autoritatea publică respectivă. Această reclamație trebuie să descrie clar încălcarea și să solicite remedierea ei. Obligația autorității. Autoritatea este obligată să răspundă la această reclamație în termenul stabilit de lege, oferind un răspuns motivat. Acțiune în instanța de contencios administrative. Dacă reclamația administrativă nu rezolvă problema sau dacă autoritatea refuză să răspundă, pasul 2 cetățeanul are dreptul să se adreseze instanței de contencios administrativ. Conform legii contenciosului administrativ NR 554-2004, cetățeanul poate cere instanței să oblige autoritatea publică să respecte prevederile legii 52-2003. Ce poate cere cetățeanul în instanță? Anularea actului administrativ dacă acesta a fost adoptat fără respectarea transparenței decizionale. Obligarea autorității de a organiza dezbateri publice sau de a pune la dispoziție informațiile solicitate. Daune materiale sau morale, dacă cetățeanul poate dovedi că a suferit un prejudiciu din cauza încălcării legii. Plângere penală pentru abuz în serviciu. În cazul în care încălcarea legii de către funcționari se dovedește a fi intenționată și are ca scop obținerea unui folos necuvenit pentru sine sau pentru altcineva, situația se poate încadra și la abuz în serviciu. Pasul 3. Conform codului penal, abuzul în serviciu presupune faptul că un funcționar public a îndeplinit în mod defectuos sau nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu, cauzând o pagubă sau un prejudiciu unei persoane. Ce poate face cetățeanul dacă există suspiciunea că nerespectarea legii 52 pe 2003 a fost făcută în mod intenționat pentru a favoriza un interes sau pentru a obține un folos, sau orice alt motiv aplicabil și real? Cetățeanul poate depune o plângere penală la parchet pentru abuz în serviciu. Condiții, pentru ca fapta să fie considerată abuz în serviciu, trebuie să se dovedească faptul că funcționarul a acționat cu intenție și că nerespectarea legii a dus la un prejudiciu. Câteva aspecte esențiale de reținut. Nerespectarea prevederilor legii 52 pe 2003, privind transparența decizională, poate fi contestată atât pe cale administrativă, cât și în instanță. Instanța de contencios administrativ are competența de a obliga autoritățile publice să respecte procedurile legale și să adopte decizii transparente. Abuzul în serviciu poate fi invocat în cazuri extreme, în care se dovedește că nerespectarea legii a avut un caracter intenționat și a cauzat un prejudiciu. Cetățeanul are la dispoziție mai multe instrumente legale pentru a acționa atunci când prevederile legii 52 pe 2003 nu sunt respectate. Reclamația administrativă este primul pas, urmat de acțiunea în instanță, iar în cazuri grave, chiar și plângerea penală pentru abuz în serviciu. Este esențial să fim conștienți de drepturile noastre și de instrumentele pe care le putem folosi pentru a asigura transparența decizională. Te întrebi pe ce sunt cheltuiți banii din taxele tale. Legea 52-2003 obligă autoritățile să publice bugetele și execuțiile bugetare. Aceste informații trebuie să fie publice și accesibile pentru oricine, fie online, fie într-un loc accesibil la sediul instituției. Astfel, poți verifica cum sunt cheltuiți banii tăi, excepțiile de la transparența decizională conform legii 52 pe 2003. Securitatea națională, informațiile care, dacă ar fi dezvăluite, ar putea afecta securitatea și apărarea națională. Acestea includ aspecte legate de apărare, siguranță publică, ordine publică și alte informații sensibile. Informațiile clasificate, documente sau informații clasificate care sunt protejate prin lege, cum ar fi secretele de stat sau de serviciu, a căror dezvăluire ar putea periclita interesele naționale. Protecția datelor personale, informațiile cu caracter personal ale cetățenilor, care sunt protejate de legislația privind datele personale. Acestea includ orice date care ar putea duce la identificarea unei persoane fizice și a căror dezvăluire ar încălca dreptul la viață privată. Procese judiciare în curs, informațiile legate de procese judiciare aflate în desfășurare, dacă dezvăluirea acestora ar putea afecta desfășurarea sau rezultatul corect al acestor procese. Excepțiile de la transparența decizională sunt menite să protejeze interesele naționale, comerciale și personale. Cu toate acestea, Autoritățile trebuie să ofere motive clare atunci când refuză accesul la informații pe baza acestor excepții, pentru a asigura un echilibru între transparență și protecția informațiilor sensibile. Un capitol aparte îl reprezintă secretele comerciale. Secretele comerciale sunt protejate pentru a asigura concurența loială între companii. Acestea includ informații sensibile, cum ar fi strategii de afaceri, procese de producție, liste de clienți, formule. Metode sau procese tehnologice care oferă unei companii un avantaj competitiv. Accesul jurnalistului la informații Pentru un jurnalist, accesul la informații comerciale sensibile este restricționat dacă dezvăluirea acestora ar putea prejudicia interesele legitime ale unei companii sau ale statului. Legea 52-2003 prevede că astfel de informații nu sunt publice, tocmai pentru a proteja afacerile și concurența. Situații în care informațiile comerciale pot fi dezvăluite Există situații în care dezvăluirea informațiilor comerciale poate fi necesară, cum ar fi în cazul unor încălcări ale legii, fraude sau situații care privesc interesul public. În astfel de cazuri, jurnalistul poate solicita accesul la informații pe baza interesului public major. Cum poate acționa un jurnalist? Jurnaliștii pot solicita informații de interes public în baza legii 544 pe 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Dacă autoritățile refuză accesul invocând secrete comerciale, jurnalistul poate depune o contestație administrativă pentru a obține accesul. Poate acționa în instanța de contencios administrativ dacă se consideră că refuzul nu este justificat în mod corespunzător. Delimitarea între secretul comercial și interesul public. Jurnalistul trebuie să facă distinția între ceea ce reprezintă într-adevăr un secret comercial și ceea ce poate fi dezvăluit în interes public. De exemplu, dacă există suspiciuni că o afacere derulează contracte cu statul într-un mod neconform cu legea, jurnalistul poate argumenta că dezvăluirea este necesară pentru a proteja interesul public și pentru a asigura transparență și responsabilitate. Deși secretele comerciale sunt protejate pentru a asigura concurența loială și interesele economice ale unei companii, jurnaliștii pot avea acces la astfel de informații în anumite circunstanțe, mai ales când dezvăluirea servește interesului public. Aceasta necesită, de obicei, un echilibru atent între protejarea intereselor comerciale și dreptul publicului de a fi informat. Știu, dragilor, că este cea mai lungă lecție civică de până acum, dar este și cea mai importantă, în opinia lui Eugen Cristescu. Importanța legii transparenței decizionale. Promovarea transparenței și a responsabilității autorităților. Legea obligă autoritățile publice să acționeze într-un mod transparent oferind cetățenilor acces la informații despre proiectele de acte normative și deciziile administrative. Această transparență permite publicului să monitorizeze și să evalueze modul în care instituțiile își îndeplinesc atribuțiile. Responsabilitatea crește deoarece autoritățile știu că acțiunile lor pot fi evaluate și contestate de cetățeni sau organizații, ceea ce descurajează abuzurile de putere și deciziile arbitrare. Implicarea cetățenilor în procesul decizional. Legea oferă cetățenilor și organizațiilor legal constituite dreptul de a participa activ la procesul de luare a deciziilor, trimițând propuneri, sugestii și opinii privind proiectele de acte normative. Această implicare directă a cetățenilor asigură că deciziile sunt mai bine fundamentate și reflectă nevoile și dorințele comunității, ceea ce duce la politici mai eficiente și mai echitabile îmbunătățirea calității deciziilor publice, prin organizarea de dezbateri publice și consultări la care cetățenii să participe maziv, autoritățile pot beneficia de perspective diverse și feedback constructiv din partea cetățenilor și a specialiștilor. Acest lucru contribuie la luarea unor decizii mai bine informate, care au șanse mai mari să fie eficiente și să aibă un impact pozitiv pe termen lung. Prevenirea corupției și a abuzurilor Prin asigurarea transparenței în procesul decizional, Legea descurajează practicile corupte și abuzurile de putere. Când cetățenii au posibilitatea de a accesa informații despre modul în care sunt cheltuiți banii publici și cum sunt luate deciziile, autoritățile sunt mai puțin susceptibile de a se angaja în activități ilegale sau imorale. Întărirea încrederii între cetățeni și autorități Atunci când autoritățile sunt deschise și transparente în acțiunile lor, se creează o relație de încredere între public și instituțiile publice. Cetățenii au mai multă încredere în guvern și în deciziile sale atunci când știu că au fost luați în considerare și că procesul de luare a deciziilor este unul deschis și participativ. Asigurarea unui control democratic. Legea oferă cetățenilor un instrument pentru a exercita un control democratic asupra autorităților publice, dând siguranță că acestea acționează în interesul public. Aceasta întărește principiul democrației participative, în care cetățenii nu sunt doar simpli spectatori ci actori activi în modelarea politicilor și deciziilor care le afectează viața de zi cu zi. Legea transparenței decizionale este esențială pentru funcționarea unei democrații autentice. Ea asigură că autoritățile acționează în mod deschis, răspund în fața cetățenilor și iau decizii care reflectă cu adevărat interesele și nevoile comunității, prin promovarea transparenței, a responsabilității și a implicării publicului, această lege contribuie la crearea unui mediu politic și administrativ mai echitabil și mai eficient. Implică-te pentru transparență. Fiecare dintre noi are puterea de a schimba modul în care funcționează societatea. Legea transparenței decizionale îți oferă dreptul și responsabilitatea de a participa activ la procesul decizional. Nu lăsa autoritățile să ia decizii fără ca vocea ta să fie auzită. Fii vigilant. Monitorizează acțiunile autorităților Cere acces la informații și asigură-te că acestea respectă prevederile legii. Dacă observi nereguli, folosește instrumentele legale pe care le ai la dispoziție pentru a cere transparență și responsabilitate. fă auzită opinia. Trimite propuneri și sugestii atunci când un proiect de lege sau o decizie publică te afectează. Ai dreptul să ceri dezbateri publice și să soliciți explicații clare de la autorități. Sprijină inițiativele civice, alătură-te sau susține organizațiile care promovează transparența și responsabilitatea în guvernare. Împreună, avem o voce mai puternică și putem asigura că interesele comunității sunt respectate. Informează-te și împarte informația cu apropiații tăi. Cunoșteți drepturile și împărtășește aceste informații cu cei din jurul tău. O comunitate bine informată este o comunitate puternică, capabilă să își apere drepturile și să ceară schimbarea. Transparența decizională nu este doar un concept teoretic, este un drept al tău. Folosește-l pentru a te asigura că deciziile luate în numele comunității sunt corecte, echitabile și în interesul tuturor. Fii cetățean activ și implicat. Nu sta pe margine când ai puterea de a influența deciziile care te afectează direct. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei lecții civice. A fost o plăcere să vă am alături pe parcursul ei. Abonează-te acum la canalul nostru pentru a rămâne informat și a-ți cunoaște drepturile. Dă un like și distribuie pentru a inspira și pe alții să se implice. Fii vocea schimbării.